Bună ziua! Spate! Stimați colegi, bună ziua! O să-mi permiteți astăzi să prezint rezultatele activităților Comisiei de Control a Finanțelor Publice pe care am privilegiul să o conduc. Această comisie este una permanentă, respectiv funcțiile de bază ale acestei comisii de control sunt legate de supravegherea activităților de audit ale Curții de Conturi și supravegherea executării recomandărilor care vin din partea Curții de Conturi. Respectiv, conform articolului 27, comisia noastră a avut o muncă complicată, dar fructuoasă în ultimele 7 luni de zile. Respectiv, astăzi aș vrea să prezint principalele rezultate, observații și concluzii care derivă din această activitate. În primul rând, aș vrea să spun că auditul este o parte esențială a sistemelor de reglementare moderne pentru a preveni abaterile de la standardele acceptate și încălcările principiilor legalității, eficienței, eficacității și economiei gestiunii finanțelor, astfel încât orice fel de avertizare care poate să apară din partea Parlamentului să prevină suficient de devreme situații care ar fi detrimentale, adică în detrimentul sănătății finanțelor publice. Curtea de Conturi este una din cele mai active din spațiul este european, Curtea de Conturi din Republica Moldova, și respectiv funcția comisiei noastre este nu de a gestiona această curte, ci de a supraveghea toate activitățile, rapoartele pe care le generează Curtea de Conturi. Respectiv, în ultimele 7 luni de zile am avut un volum destul de amplu de muncă. În 2020 au fost prezentate și auditate 25 de rapoarte de audit, 7 rapoarte financiare, 10 rapoarte de audit de conformitate, 5 rapoarte de audit de performanță și 3 follow-up-uri, adică de monitorizare a felului în care s-au îndeplinit recomandările Curții de Conturi. Auditorii Curții de Conturi au exprimat în această perioadă 6 opinii de audit asupra rapoartelor financiare, 5 opinii cu rezerve și opiniile cu rezerve, de fapt, sunt opinii care se fac atunci când Curtea de Conturi, auditorii, găsesc și identifică carențe importante în funcționarea și utilizarea banilor publici. Aceste opinii cu rezerve s-au aplicat în cazul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Apărării Naționale, ANI, Agenția Națională de Integritate, CEC-ului și Agenții de Servicii Publice, iar o opinie contrară, în cazul Mol Silva, a vorbit despre faptul că rapoartele și statistica, datele care au fost prezentate de către această agenție, nu au corespuns indicatorilor și legislației în vigoare. Totodată, Curtea de Conturi a refuzat în emiterea opiniei asupra raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017, deci evident cu ani în urmă, iar motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru este că în municipiul Chișinău treburile contabile și cele legate de administrarea patrimoniului suferă mari neajunsuri, despre care voi vorbi astăzi. Comisia atestă faptul că multe din rapoartele financiare ale entităților pe care le-am menționat nu reflectă veridic și fidel starea financiară patrimonială a instituțiilor auditate. Au fost formulate multe concluzii aferente conformității și performanței gestionării fondurilor publice și patrimoniului public. Valoarea acestor abateri constatate provine în mare parte din erori de înregistrare și evidență contabilă, din neregistrarea corespunzătoare legislației a bunurilor și patrimoniului pe care îl gestionează, colectarea redusă a veniturilor. Sporește în toate aceste cazuri riscul de a pierde patrimoniul public datorită administrării proaste a domeniului atașat unor instituții sau agenții de stat. În general, aș putea puncta, înainte de a trece la exemplele concrete, 3 factori problematici pe care noi le-am identificat în cadrul Comisiei de Control a Finanțelor Publice. În primul rând, ele sunt legate de irresponsabilitatea managerială și nerespectarea cadrului legal. Asta vorbește despre calitatea managerilor, celor care sunt înaintați și numiți să gestioneze aceste agenții. 2, inconsecvența politicilor contabile aplicate în cadrul de raportare financiară
și trei, neimplementarea principiilor bunei guvernări, ceea ce implică, evident, inexistența unui sistem de control intern care ar permite managerilor să se mențină anumite standarde în administrarea domeniului. Comisia de control a finanțelor publice constată neasumarea de către managementul multor agenții de stat a responsabilităților în edificarea firmării, consolidării principiilor bunei guvernări, care are un impact foarte negativ asupra gestionării fondurilor publice, inclusiv asupra calității activităților și serviciilor publice prestate populației. Precum și în acest fel schimbarea frecventă a managerilor, ori numirea pe criterii politice a unor manageri pe agenții și autorități de stat, conduce la o slăbire a memoriei instituționale și a slăbirea indicatorilor generale de bun management. În temeiul experienței sale de lucru cu Curtea de Conturi, Comisia a elaborat mai multe proiecte de lege care ar trebui, într-un fel, să întărească aceste standarde de bună gestionare a patrimoniului, a utilizării banilor publici și a acestor autorități sau a organizații gestionate cu banii de stat. Mă voi referi, evident, la proiectul de lege 220 și proiectul de lege 221. Primul se referă la includerea în arealul de interes pentru rapoarte de performanță și de conformitate a agențiilor de reglementare, cu excepția ANRE-ului, care, evident, se bucură de un tratament special datorită tratatului semnat de Republica Moldova cu Comunitatea Energetică Europeană. În rest, însă, marea majoritate a agențiilor de reglementare sunt extrase în acest moment controlului, de fapt a auditului de performanță și evident de conformitate, ceea ce naște riscul, și riscul este foarte real, de utilizare necorespunzătoare a banilor și a resurselor administrate de aceste agenții. În definitiv, 221, de asemenea, proiectul de lege pe care noi l-am elaborat ca urmare a practicii de cooperare cu Curtea de Conturi creează sau ar trebui să sporească responsabilizarea factorului managerial din agențiile de stat sau autoritățile publice, astfel încât recomandările neîndeplinite să însemne de fapt o constatare a unei defecțiuni de administrare corespunzătoare a acestor organizații și, respectiv, de fiecare dată când se întâmplă anumite lucruri regretabile, de aceste lucruri să fie responsabil managerul. Rapoartele de audit de care am menționat, 25 rapoarte de audit pe care le-am audiat în cadrul comisiei, au generat și au identificat grave abateri de la regulile și legislația existente. Le voi trece în revistă pe câteva dintre ele pentru ca să înțelegeți cât de complexă este această muncă de supraveghere și audieri publice a rapoartelor. În primul rând, am identificat grave erori în evidență contabilă și în raportarea financiară, în sumă de circa 47 de miliarde de lei, dintre care 32,6 miliarde de lei se referă doar la municipiul Chișinău. 13,4 miliarde de lei se leagă de funcționarea agenției Mol Silva. 721,2 milioane lei sunt asociate cu Ministerul Apărării. 211 milioane de lei din Ministerul Economiei și Infrastructurii. 8,8 milioane de lei Agenția Servicii Publice. 5 milioane de lei Comisia Electorală Centrală. Toate astea sunt erori de evidență contabilă și raportare financiară defectuoasă. În al doilea rând, o altă carență importantă pe care am observat-o în cadrul audierilor noastre din 2020 este legată de desfășurarea neconformă și neperformantă a achizițiilor publice. Circa 108 milioane de lei au fost pierduți ca urmare a achizițiilor defectuoase în anul 2018-2020. Această carență este legată de nerespectare sistematică a procedurilor prevăzute de legislație la achiziții publice,
inclusiv la necesarul de medicamente antivirale pentru tratamentul persoanelor afectate de hepatită, de la etapa de planificare, organizare și desfășurare a achizițiilor publice până la etapa de executare a prevederilor contractului, ceea ce a determinat risipa mijloacelor financiare publice în sumă de jumătate de milion de lei, indicii de fraudă în cadrul achizițiilor publice care au fost identificate la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la achiziționarea medicamentelor în sumă totală de 107 milioane de lei. A treia carență pe care vreau să o aduc la cunoștința publicului este legată de gestionarea neconformă și ineficientă a patrimoniului public, și anume neînregistrarea drepturilor de patrimoniale la clădiri și imobile de circa 118.000 metri pătrați, 10 terenuri cu suprafață de 996 de hectare aflate la gestiunea Ministerului Apărării. Neînregistrarea drepturilor patrimoniale la circa 302.000 de hectare din fondul forestier, din totalul de 337.000 de hectare gestionate de către Agenția Mol-Silva. Agenția Mol-Silva, în general, ne-a tras atenție prin faptul că nu a revizuit și nu a ajustat la timp valoarea tuturor contractelor de arendă a fondului forestier pentru anii 2017 și 2019 și respectiv nu a încasat un volum de plin de venituri din arendarea fâșiilor forestiere în valoare de 42.800.000 de lei. Din cele 3.554 de apartamente imobile aflate la balanța Direcției Generale Locative Comunale și de Amenajare din municipiul Chișinău, au fost înregistrate în registrul imobililor doar 315 bunuri. Deci faceți dintr-o dată comparație. Din 3.554, doar 315 de bunuri sau 8,86% au fost înregistrate. Totodată, nici Consiliul Municipal Chișinău și nici direcția pe care am menționat-o nu a asigurat înregistrarea drepturilor patrimoniale pentru 8 terenuri gestionate. Aceste carențe ridică riscul de fraudă și ridică, evident, pericolul ca anumite terenuri să nimerească prin absența lor din contabilitate și evidență contabilă, să nimerească pe mâini de hoți. Conducerea Agenției Apele Moldovei nu a manifestat spirit de bună gospodărire și administrare prudentă a patrimoniului utilizat în procesul de gospodărire a apelor și a hidroameliorației, ceea ce a condus la degradarea și distrugerea sistemului de irigație național, la pierderea patrimoniului public și la utilizarea irațională, neperformantă a resurselor financiare publice, situații care au condus condus la faptul că foarte multe întreprinderi teritoriale, regionale, să ajungă în faliment, lăsând, evident, agricultura total descoperită în fața secetei. Al patrulea factor pe care îl voi consemna în acest raport prezentat din partea Comisiei ține de deficiențele și gestionarea mijloacelor fondurilor publice cu carențe. În primul rând, mă voi referi la Oficiul Național a Viței de Vie și Vinului, care i s-a constatat în activitățile sale un management defectuos care a afectat buna gestionare și utilizare a mijloacelor fondului vii și vinului. Dezafectarea pe un termen nedeterminat a unor mijloace bugetare la conturile bancare ale acestui oficiu în mijloace semnificative de 35 de milioane de lei la finele anului 2018, fapt ce denotă că oficiul nu a demonstrat capacități suficiente de a valorifica resursele alocate anual din bugetul public. 43% din numărul total de proiecte finanțate de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, în sumă totală de 800 de milioane de lei, nu au avut niciun impact regional. Practic, putem constata faptul că proiectele au fost transmise unor rețele clientelare, fără ca să aibă o încărcătură și o dimensiune regională. Nu și-au atins scopul pentru care au fost alocați. Lipsa unui mecanism adecvat de monitorizare post-implementarea proiectelor. Implementarea actuală din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională face extrem de dificilă evaluarea impactului pe care îl au aceste proiecte. Un exemplu evident de risipă de bani este și proiectul de reabilitare a lacului Sărat din centru, din mijlocul municipiului Cahul, proiect care a fost compromis total de interese și de incompetență. Astfel, în prezent,
Acest proiect a rămas în paragină, deși statul, adică fiecare din cetățeni, au achitat 11 milioane de lei pentru un proiect care ar fi trebuit să fie o bijuterie a acestui oraș. Acum, dacă întrebi oricare oficial din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, o să dea fiecare vina pe altcineva, nimeni nu-și va asuma răspundere, iar banii au rămas în aer. De asemenea, trebuie să menționăm și neregistrarea de către fondatori a drepturilor de proprietate asupra capitalului deținut de instituțiile fondate ulterior de ei, în sumă de circa 24 milioane de lei. Curtea de conturi a constatat că lucrările de înregistrare a bunurilor imobile în perioada 1998-2006 și după asta din 2007 până în 2010 au fost parțiale și efectuate cu foarte mare abatere de la cadrul legal normativ. Ca să vă imaginați cât de gravă este această problemă de neînregistrare a terenurilor, este că din 30,45.000 de kilometri pătrați teritoriul actual al Republicii Moldova, fără localitățile din stânga Nistrului, în registrul bunurilor imobile sunt înregistrate terenuri cu suprafață de doar 20,56.000 de kilometri pătrați, ceea ce înseamnă că 32,5% sau circa 10.000 de kilometri pătrați de teren nu sunt delimitați, nu au proprietar. Deci a treia parte din terenul din suprafața Republicii Moldova nu aparține unui proprietar cu drepturi legale. Exemplu de la macro, mergem la micro. Evident, doar în municipiul Chișinău, Curtea de Conturi a identificat că nu sunt evaluate corespunzător 38.237 de bunuri. Pierderile bugetului capitalei fiind anual de zeci de milioane de lei, ca urmare a neînregistrării legale acestor bunuri. Netransmiterea integrală a capitalului social entităților aflate în subordinea Ministerului Economiei și trecute de către Agenția de Proprietate Publică a condiționat majorarea nejustificată cu 1,5 milioane de lei informațiilor reflectate în rapoartele financiare. Voi trece în revistă și câteva exemple concrete de risipă a banilor publici. Probabil că un campion printre toate instituțiile este Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, pentru că anume pe baza alocării de proiecte fără finalitate s-au cheltuit sute de milioane de lei. Cel mai simplu exemplu este proiectul aprovizionare cu apă potabilă și canalizarea locuitorilor satelor Risipen și Bocșa, care a fost construit fără identificarea inițială a sursei de apă la care să fie conectat. Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2, care a fost finalizat, ca să demonstreze că doar 20% din locuitori au semnat contracte pentru a le fi transmisă apa colectată din Prut. Și așa mai departe. Deci multe din proiectele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, care consumă zeci de milioane de lei, se încheie cu un eșec total. Ele nu conduc la scopurile definite ca fiind obiective centrale acestor proiecte. Ca exemplu, vă voi da amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească, costul investițiilor de 5,6 milioane de lei, pe când veniturile din vânzarea biletelor în 2018 au fost doar de 39.000 de lei. Proiectul de reabilitare monumentului istorico-arhitectural Conacul Pomer și drumurile de acces la parcul din Țaul, din satul Țaul, raionul Dondușeni, costul investiției 9,6 milioane de lei, însă clădirea acestui muzeu nu a fost utilizată ulterior conform scopului și destinației acestui proiect important, respectiv nu și-a dovedit durabilitatea. Traseul turistic nouă localități, crearea oportunităților de investire în turism, Ulmul Ialoveni, costul 11 milioane de lei, care iarăși nu a fost dusă până la capăt, nu a generat efectele de dezvoltare turismului anticipate anterior. Există foarte multe lacune și irregularități în programe naționale care gestionează sănătatea publică și mă voi referi la Programul Național de Combatere a Hepatitelor Virale B, C și D pentru anii 2017-2021, care este a patrulea program în derulare.
având scop reducerea poverii hepatitei și care, din păcate, cu regret, nu asigură o monitorizare și o raportare corespunzătoare asupra obiectivelor și rezultatelor sale, a resurselor investite, evident, cost-beneficiu. De asemenea, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu a stabilit proceduri și reglementări strict necesare pentru procesul de monitorizare, de evaluare și raportare a implementării acestui program național de reducere a poverii tuberculozei. În consecință, activitățile privind depistarea tuberculozei sunt realizate fragmentar, superficial, iar rezultatele obținute la finele acestui program național rămân foarte incerte. Al optelea punct ține de neîntreprinderea măsurilor suficiente pentru implementarea recomandărilor. Știți, fiecare raport de audit se încheie cu niște recomandări de remediere a carențelor, a problemelor care sunt identificate. De foarte multe ori am observat cu foarte mult regret că managerii autorităților care sunt auditate nu iau în serios sau nu tratează cu suficientă seriozitate aceste recomandări, lăsând pe altă dată implementarea sau gândindu-se că agenda lor operativă, adică de zi cu zi, este mai importantă decât aducerea în corespundere a standardelor de gestionare a acestor autorități. Este total fals și evident că acest lucru ține de lipsa de urmări sau de lipsa de unei sancțiuni corespunzătoare pentru eșecurile sau neîndeplinirea corespunzătoare a recomandărilor Curții de Conturi. Tocmai pentru asta, proiectul numărul 221 pe care l-am depus, înregistrat și este în acest moment în proces de a fi avizat de comisii, este extrem de important și ar trebui să rezolve această problemă sau problemele de carență. Vă dau un exemplu. Deși s-au făcut foarte multe auditori, agenția Molsilva continuă să subevalueze veniturile lor curente. 18 milioane în 2019, o eroare agregată a raportării veniturilor în sumă de 61 milioane de lei. O denaturare semnificativă a rapoartelor financiare. Totodată, agenția Molsilva continuă să semneze într-o veselie contracte de arendare a unor fâșii forestiere pe termene mai mari de 3 ani, inclusiv de 45-49 de ani înainte, fără a ține registrul terenilor transmise în arendă, iar rapoartele prezentate de această agenție sunt intenționat denaturate. Numai din neîncasarea valorii contractelor de arendă, Molsilva nu a încasat între 2017 și 2019 42 de milioane de lei. Iar eliberarea de certificate de vânători pentru mistreți a golit bugetul agenției de peste 20 de milioane de lei. Deci, cineva se întreabă, de ce bugetul public nu are bani? De asta. Tocmai de asta. Pentru că agențiile de stat nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile și nu se conformează recomandărilor care sunt conținute în rapoartele de audit. Astfel se atestă că din totalul de 604 recomandări înaintate au fost implementate integral doar 17%, 101 recomandări, în timp ce 83% din recomandări au rămas în aer. Aș menționa de asemenea faptul că Comisia de Control a Finanțelor Publice a tratat cu atenție specială cazurile de rezonanță. Mă refer evident la privatizarea companiei Air Moldova, la concesionarea prin parteneriat public-privat a aeroportului internațional Chișinău la CTG Tutun și la GSM, adică la gările și stațiile auto, GSA. Vreau să spun că Curtea de Conturi s-a conformat hotărârii din 4 octombrie 2019 și a efectuat rapoarte de audit, care au fost după asta evaluate și în cadrul comisiei noastre. Curtea de Conturi a constatat abuzuri grave la etapa de concesionare datorită unor complicități între funcționarii care se aflau în acel moment în Agenția de Proprietate Publică, care a condus la denaturarea rezultatelor concursului, la manipularea efectelor masterplanului pentru dezvoltarea aeroportului și stabilirea unei singure opțiuni de dezvoltare a aeroportului internațional Chișinău. În rezultat, după cum bine știți, o companie cu doar 5.400 de lei a obținut contractul de concesionare pe 49 de ani a aeroportului internațional Chișinău. Acum, evident, aceleași constatări extrem de grave au fost făcute și pe felul în care s-a privatizat compania Air Moldova, cu două persoane private care și-au achitat privatizarea cu bani aduși cash din Dubai.
cu, evident, un factor care a fost semnalat, serviciul special de prevenire și combaterea spălării banilor, dar, din păcate, nu s-a luat nicio măsură, în special pe domeniul agențiilor sau organelor de anchetă penală. Aici aș vrea să menționez câteva lucruri. După cum bine știți, în anul 2019, prin hotărârea Parlamentului cu privire la aceste patru cazuri de rezonanță, Procuratura Generală a fost obligată să prezinte peste două luni de zile rapoarte concrete, comprehensive, asupra felului în care se desfășoară activitatea de anchetă penală. Procuratura și procuraturile specializate au utilizat și utilizează un întreg arsenal de tertipuri și artificii juridice pentru ca să evite întrebările, sesizările incomode, atât din partea mea, cât și din partea altor colegi, deputați din Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv din partea comisiilor de specialitate permanente, care ar fi trebuit într-o fel să clarifice unde ne aflăm cu ancheta penală, ce fac stimații noștri funcționari publici care au fost implicați în aceste complicități. Și respectiv vreau să menționez că de cele mai multe ori nu au răspuns corespunzător, n-au răspuns obligații de a veni în fața Parlamentului și de a prezenta într-un raport comprehensiv tuturor deputaților unde stăm cu această evaluare a anchetei penale. Remarc în acest caz că procuratura nu a prezentat, conform hotărârii din octombrie, rapoartele cerute în termen de două luni în plenul Parlamentului. Instanțele nu au avut încă nicio ședință în cazul concret al aeroportului internațional Chișinău, iar de gravele abateri de legalitate la privatizarea Air Moldova cu depunerea în cheșa banilor, ulterior retragerea Blue Air din afacere, nici nu trebuie să mai vorbim, pentru că practic putem afirma cu deplină certitudine că există un sabotaj pe linie de tragere la răspunderea persoanelor cu demnitate publică care s-au aflat în spatele privatizărilor și concesionărilor. Amintesc procurorilor că cererea Parlamentului adresată procurorului general de a raporta nu este un atentat la independența organelor de anchetă, ci întărirea acestora. Iar solicitarea prezentării unor informații cu privire la mersul anchetei, ori solicitarea de a investiga în timp util fraudele sau neglijența, complicitatea unor foști funcționari publici în procesul de privatizare concesionare, este perfect legală și constituțională. Ar trebui să se înceteze a interpreta legile în scop parcimonios, pentru că articolul 20, alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, numărul 122 din 2013, stabilește foarte clar că urmărirea penală se face în termene rezonabile, iar respectarea acestui principiu este răspunderea clară și directă a procuratorii. Aș vrea să menționez de asemenea și câteva lucruri legate de starea finanțelor publice, față de care, de asemenea, avem o anumită responsabilitate. În acest moment, datoria sectorului public este, datoria externă este de 34 de miliarde de lei, datoria internă este estimată la 25 de miliarde de lei. În total, avem o datorie publică de 59 de miliarde de lei. La ziua de astăzi, datoria externă este evaluată la 2 miliarde de dolari, datoria internă la 1,5 miliarde de dolari. În total, 3,5 miliarde de dolari. Ca pondere în PIB, datoria este de aproximativ 25% din buget. La 2,6 milioane populație în Republica Moldova, respectiv inclusiv cu 16.000 de copii care s-au născut în anul 2020, fiecare cetățean din Republica Moldova are în acest moment pe o datorie personală de 1.350 de dolari, din care 770 de dolari este datorie externă și 550 este datorie internă la băncile din Republica Moldova. Care ar fi concluziile pe această situație? Pentru că, sigur, comparativ cu anul 2018 am observat o anumită creștere a veniturilor bugetului cu 3,5 miliarde de lei, iar cheltuielilor în același timp cu galopant au crescut cu 4,4 miliarde de lei. Concluzia este că Republica Moldova se împrumută foarte mult pentru consum curent și mai puțin pentru dezvoltare. Azi
Guvernul vrea împrumuturi, adică în anul 2020 vrea împrumuturi mari, de aproape $1 miliard, ori 40% din toată datoria acumulată în 29 de ani. În loc să beneficiem de granturi, din păcate, guvernul trăiește din împrumuturi, iar de regulă creditele bune din partea unor bănci internaționale nu prea vin în Republica Moldova, ca urmare a climatului investițional nu foarte favorabil, dar și, din păcate, o marele carențe ale procesului de guvernare din Republica Moldova îndeamnă partenerii noștri pentru dezvoltare să trateze cu foarte multă prudență Republica Moldova și, respectiv, derapajele democratice ne costă foarte mult. Pentru dezvoltare economică, această situație în care vin puține împrumuturi din străinătate și cu atât mai mult vin mai multe împrumuturi decât granturi, înseamnă, de fapt, costuri suplimentare. În primul rând că este foarte costisitor pentru oamenii de inițiativă sau antreprenoriat să locuiască într-un stat prost guvernat. În al doilea rând, această orientare a împrumuturilor spre consum și nu spre dezvoltare crește gradul de ineficiență a economiei, crește pierderea de competitivitate internațională și, în rezultat, produsele locale, evident, sunt surclasate sau sunt acoperite cu produse din import, exporturile diminuează, respectiv foarte multe companii care nu-și mai pot acoperi cheltuielile de producere, evident, dau faliment. Această situație, în general, este evident influențată și de pandemie, dar problemele generale sunt legate de derapajele democratice, de prevalența consumului și de această încercare a guvernării de a sufoca inițiativa privată. La ce trebuie să ne oprim la final asupra acestui raport de evaluare a activităților și rezultatelor Comisiei de Control a Finanțelor Publice? Supravegherea legislativă este un instrument fundamental pentru orice parlament de lume, iar atunci când s-a înființat Comisia noastră de Control a Finanțelor, de fapt noi ne-am adaptat la ceea ce alte parlamente europene sau internaționale fac cu regularitate zi de zi. Adică supraveghează banii publici, supraveghează prin instrumentul auditului ce se întâmplă cu resursele și patrimoniul lui care nu aparține unor autorități, ci aparține, de fapt, cetățenilor și comunității naționale. Auditele pe care le-am făcut, le-am construit după modelul altor parlamente și au constatat lacune serioase atât în legislație, cât și în calitatea gestionării acestor agenții de către manageri selectați după criterii politice. Există piedici obiective în vederea gestionării financiare a finanțelor publice, a consolidării mecanismului răspunderii manageriale și, evident, gestionarea optimă și eficientă a resurselor publice și a patrimoniului public. În general, eu pot să mărturisesc că relația cu Curtea de Conturi este una bună. Ne-a ajutat să întărim încrederea printre auditorii Curții de Conturi că rapoartele lor sunt cercetate cu atenție, că autoritățile publice pot fi învățate și educate în spiritul administrării, în condițiile standardelor de bună guvernare. Dar toată lumea trebuie să învețe din acest exercițiu de fiecare zi. Este foarte important ca Curtea de Conturi să examineze în continuare posibilitatea de a face mai multe rapoarte de performanță și de conformitate și nu doar rapoarte financiare. Acest lucru este important pentru ca autoritățile să înțeleagă că nu trebuie să se bizuie doar pe raportul financiar de la sfârșitul anului, ci pe evaluarea atentă a avantajelor și dezavantajelor pe care trebuie să le gestioneze. De asemenea, cred că pe agenda noastră legislativă a Comisiei de Control a Finanțelor vor sta proiectele 220 și 221 pe care trebuie să le adoptăm pentru ca Curtea de Conturi să-și îndeplinească cu succes atribuțiile conferite de lege și integrate într-un proces mai larg european legat de standardele ISAI și INTOSAI,
confirmate în declarație de la Lima, dar și confirmate prin standardele Sigma și ale OECD-ului, de care Curtea de Conturi se călăuzește. Am vrut doar să vă spun că Comisia de Control a Finanțelor Publice Locale, chiar dacă nu a avut o perioadă pașnică, lină de înființare, în anul 2020 a demonstrat că poate deveni și poate fi un organism viabil care ia în considerație defectele sau carențele în funcționarea instituțiilor publice din Republica Moldova și poate să facă corective care să fie luate în considerație și respectate de către managementul acestor instituții. Deviza pe care noi trebuie să o urmăm este că mai multă transparență va conduce cu siguranță la îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor și la buna guvernare care este atât de necesară în Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție, succese și sănătate!